Dragi prieteni, bine v-am găsit, dragi telespectatori, o nouă ediție de această dată, unde altundeva decât la Onești, în orașul care m-a consacrat și ca artist și ca prezentator de televiziune, dar un oraș care are o tradiție muzicală cu totul și cu totul excepțională. Nu mai vorbim de partea sportivă, când spunem Onești, spunem Nadea Comăneci, când spunem Onești și ne referim la muzică, spunem Carmen Rădulescu, spunem Loredana Groza, spunem Mioara Ferraro, Eugen Ungureanu, DJ Lili și așa mai departe, dar spunem și numele unor copii deosebit de talentați, care iată, veți vedea dumneavoastră, dragi prieteni, începând de la vârsta de 3 ani, se pregătesc temeinic pentru o carieră muzicală și de ce nu și de televiziune. Haideți să-i aplaudăm încă o dată, dragi spectatori. O să începem programul nostru televizat, cum spuneam, prichindeii, dar nu mai e de mult atât de mică cum sunt ceilalți copii. O să mă refer pentru început la o artistă de aici din Onești, pregătită de Liliana Ungureanu, o artistă care deja a mai fost prezentă la emisiunea noastră, la Ora Veseliei, la televiziunea favorită. E vorba de Maria Florea. Haideți să o aplaudăm, Maria. Spune-ne ce noutăți mai ai, ce melodie ai mai pregătit împreună cu Lili. Viața ca un paradis. Viața ca un paradis. Da, viața e frumoasă. Acum rămâne să analizăm, dar eu zic din punct de vedere muzical. Vom vedea dacă viața, într-adevăr, este ca un paradis. E un titlu foarte, o melodie care cred că ți se potrivește foarte bine. Eu aș spune să saluți și pe colegii tăi de școală, să le faci așa din mână la televiziune, că se uită la televizor, da? Numai atât le faci. Un mesaj pentru colegii tăi de clasă? Să fie sănătoși. Maria Florea va cânta pe Viața ca un paradis, după care o să mai evolueze câțiva copii și va mai avea încă o piesă de sezon, să-i spunem așa. Ce titlu are? Ninge, ninge. Ninge, ninge. În aplauzele dumneavoastră, cântă pentru noi Maria Florea. Într-o lume minunată, tot ce e în calea ta.
Da, o viață ca un paradis. Îți doresc mult succes, tu mai ai o piesă pe care o vei cânta. Sigur, ai dezmorțit, cum să spune, ai făcut să se încălzească un pic atmosfera aici la restaurantul Season din Onești. Vreau să, de fapt, e un complex comercial unde ne aflăm noi cu tot ce trebuie, toate utilitățile, și cu permisiunea dumneavoastră și a telespectatorilor vreau să mulțumesc gazdelor noastre. Mulțumim domnului Mihai și doamnei Lili Iancu pentru găzduire, de asemenea și personalului care ne servește în această seară aici într-o atmosferă deosebită. Ei, să trecem din nou, spuneam eu, copiii au întotdeauna prioritate când e vorba de o emisiune de asemenea factură, adică de mare, mare dispoziție, de mare spectacol. Florin Scorbură, spune-le spectatorilor noștri, dar și telespectatorilor, bine v-am găsit, da tare, așa. Bine v-am găsit! Haideți să-l aplaudăm, spectatorii sunt, se aud aplauzele din spatele camerelor de luat vederi. Dragul meu, tu o să ne cânți două melodii. Prima melodie se cheamă Gimnastica de... și mai cum? Gimnastica de înviorare. Gimnastica de înviorare. Oare se mai face gimnastică pe la școală, pe la grădiniță, cumva? Tu faci gimnastică dimineața? Da? Și mama cu tata fac și ei gimnastică? Păi da, normal. Ia cum aflăm noi. Ia spune numele mamei și al tatălui. Cum îl cheam pe tăticul tău? Liviu Scorbură. Așa, și mama? Gianina Scorbură. Bravo, aplauze și pentru părinții tăi. Iată, ei s-au gândit foarte bine să fii prezent la televiziunea noastră. Și tu mai ai o melodie mai încolo, va mai fi o melodie, știi cumva cum se cheamă? Pe la noi se joacă așa. Pe la noi se joacă așa, e clar. Deci sigur o să iau lecții de dans la această emisiune. Bravo, Florine! Hai să dăm microfonul mai departe, Ania Georgescu, 3 ani. Dă microfonul lui Ania, acum. Aplauze, aplauze. Vai, de mine ce frumoasă ești. Ce papucei frumoși acolo. Vezi? Asortați cu rochia, cu tot și cu microfonul. Spune numele mămicii și al tăticului tău, că vreau să-i prezentăm și pe ei, nu? Că ei sunt, până la urmă, principali autori. Ia spune, cum îl cheam pe tăticul tău? Îl cheamă tati. Și pe mama, cum o cheamă? Mami. Mami. Deci mami și tate, corect. E corect. Familia Georgescu, nu? Georgescu. Foarte bine. Melodia pe care o cânti tu se cheamă Boboci, da? Boboci? Da. De care-s boboci? Din aia de rață, de gâscă sau boboci de floare? Cum arată bobocii ăștia? Din rătuce. Da, tu știi cel mai bine. Bun. E clar. Aplauze, aplauze. Hai să totuși să ținem cont că are doar 3 anișori. Dă-i microfonul acum lui Mihai Cenac. Mihai, pune, bine v-am găsit, dragi prieteni, hai! Bine v-am găsit, dragi prieteni! Hai să facem noi o glumă cu ei. Îți spun la ureche și tu spui la microfon. N-aveți treabă acasă? Vă sus eu, e clară treaba. Bun. Dar tu pentru aparatul ăsta de fotografiat ai autorizație la el? Ești fotograf profesionist? Da? Da. Bun. Și știi să faci poze cu el? Da. Bine. Uite, eu o să te rog la finalul emisiunii să-mi faci și mie o poză ca să am și o amintire, sau mai bine nu, nu mi-o dai, o postez direct pe Facebook, da? Da. Bine. A, așa, păi ne descurcăm și cu rețelele de socializare. Cu această ocazie o să anunță telespectatorii că noi avem, dacă tot am vorbit de internet, avem și o pagină oraveseliei.ro unde veți putea urmări, după ce se difuzează pe post, emisiunile noastre integral. Bun. Deci melodia e clar, se subînțelege, se cheamă? Fotograful. Fotograful autorizat. Aplauze, avem un fotograf profesionist la emisiunea noastră. Bun, hai să vedem cine pe cine n-am mai prezentat eu aici, pe Ane Maria Trif. Are o melodie mai mult decât sugestivă. E adevărat că mama și tata te mai alintă, așa, da? Da. Tu știi numele lor, da? Ia spune aici. Cum o cheamă pe mama, pe tata? Pe mama o cheamă Florina. Și pe tata? Petrică. De ce spuneam eu că ești un pic alintată? Pentru că tu ai o melodie intitulată Nu mă...
Răsfățați. Nu mă răsfățați. Aplauze și pentru Ana Maria Trif și pe profesoara ta care te pregătește, cum o cheamă? O cheamă doamna Lili. Doamna Lili, bravo, este aici, să o aplaudăm. Aplaudăm și regia tehnică a emisiunii noastre. Dragi prieteni, rămâneți împreună cu noi la ora veseliei junior, o emisiune fabricată la Onești, județul Bacău.
mulțumesc. Ce cutie fermecată mi-a adus tăticul dar, un portret vă fac pe dar, să vi-l puneți în chenar. Vreți o poză mică mare, eu vă prind într-un crișeu, în picioare buscălare, dar vă fac și instantaneu. Gândiți vă rog, ha, ha, ha. E nu chiar așa, ha, 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 ha. Nu mișcat, nu mișcat. Vă mulțumesc. M-a pozat la circ odată lângă cușca unui lev și a ieșit cam tremurată, poza tremura. Nu eu, zâmbiți vă rog, ha, ha, ha. E nu chiar așa, ha, ha, ha. Nu mișcați, nu mișcați, vă mulțumesc.
pregătit. Este noapte și frumos afară, peste tot te alb covor de neam, ninge ca în basme de aseară, e tangoul fulgilor de neam. La ușă se au colindător, vestim că s-a născut o nouă stea, iar cântecul răsună până în zor, ca un tango al fulgilor de neam. Stăm în casă, este cald și bine, ninge afară ca în frații gri, măși Crăciun în seara asta vine și vrem cât mai bine să primim. La ușă se au colindător, vestind că s-a născut o nouă stea, iar cântecul răsună până în zor, ca un tango al fulgilor de neam. Când povește totul pe afară, că s-a așternut covor de neam și un cântec peste noi coboară, Thank you.
Doamna Vasiliu, o artistă care mie îmi place foarte, foarte mult, spuneam eu mai devreme când pregăteam intrarea în platou, că doamna Vasiliu ne va cânta live în această seară o doină, o baladă. Despre ce e vorba? O doină moldovenească, Frunză verde și umbră deu. Este o doină care reprezintă pe multă lume care este în această seară aici, în platou. Bună precizarea, pentru că eu cred că sunt puține persoane care aici în Onești mai cântă din vechiul repertoriu al celor care au fost și sperăm că vor fi din nou Doina Trotoșului. Cântați aceste melodii în deschiderea recitalurilor dumneavoastră. Amintiri frumoase, da, nu? Sunt într-adevăr. Eu am cântat și în ansamblu Doina Trotoșului de la 14 ani. A fost o reprezentare superioară din punct de vedere al pregătirii folclorice din zona aceasta. Iar a doua melodie a dumneavoastră va fi despre pădure. Pădure, că pădurea e frate cu românul. Ia să lua pâinea de la gură, Lunela Duhu cu pădurea. Nu-i nimic? Mă dau bine pe lângă ea. Las că Nela o să ne cânte, ea și cu pădurarul în altă ediție. Are un repertoriu deosebit de bogat. Ți-am cântat cu frații mei de când eram mic, pitei măi. Să-l rupi din rata și noi. Trec pe potecuța ta, mi se rupi inima. Copilăș-am venit ca o străină, ia că-am îmbătrânit, paduri și digrait măi. Eu încă-ndoinițele și codru frunzețele măi. Și pe deal, da, și pe vale, și pe dor, da, și pe jale. Frunză verde, bobăreu, când eram copil eu măi, urcam munte. Sus la pietrile, Doamne, și-mi cântam doinițele și-mi pașteam oițele.
când am crescut marișor, eu cântam din frunzișoare. Și cântam ziua din frunze, toată lumea să mă auze. Când eram în vremea mea, terenul trebuie, ce tiră era gura mea mai. Fostam tânără ca floarea, m-am bătrânit, supărarea. Fostam tânără copil, am ajuns și bătrână. Au, 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 inimă bună, nu te-am mai avut de-o lună, o lună și-o săptămână mai. Au, 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 inimă bună, nu te-am mai avut de-o lună, o lună și-o săptămână mai. Lilioara Bădic, bine ai venit! Aplauze pentru Lilioara! Mulțumesc frumos! Bună seara, bine v-am găsit și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, de colegi dragi, la o emisiune așa minunată. Ce mai face doamna primar, surioara? Nu e surioara, e verișoara. E verișoara. E verișoara mea, țin să o salut. Pe această cale, să rămână doamna primar, poate facem o emisiune la Helegiu. Noi ne adresăm dumneavoastră cu toată dragostea, poate reușim să ajungem să facem o emisiune, poate chiar în primele luni ale anului 2014. Și dacă toți suntem la acest capitol, o să vorbim imediat, am rugămintea ca dumneavoastră, artiștii, spectatorii de aici din sală, de la acest foarte frumos complex Season din Onești, să mulțumim gazdelor noastre, Liliana și Mihai Iancu, care ne-au primit să realizăm această frumoasă emisiune. Te-am văzut, ai participat la foarte multe acțiuni, una din ultimele pe care le-ai plasat-o pe, în eter, acolo unde era, că am văzut ce eveniment era. A fost spectacolul de la Helegiu, Frunza Ruginie, organizat de Primăria Helegiu, la Livez, organizat de Ziua Bradului. Și acum iată-te la Onești. Și iată-ne aici la Onești, alături de dumneavoastră și de cei. Cum, ce melodii, ce melodie prezinți pentru telespectatorii noștri? Pentru telespectatori în seara asta prezint o melodie, Când eram nemăritată. Eu nu sunt măritată încă. A, nu ești încă. Nu sunt încă măritată, deci, dar... cine știe când va fi acel moment. Amintiri din viitorul cu Lilioara Bădic. Foarte frumos. Și vreau să mai spun ceva și vreau să mulțumesc părinților mei pentru tot ceea ce sunt astăzi.
și mereu mă învăța Covelișelul meu și-o să mă mări ce e o măr. Așa e viața lăsată, să lași mamă, să lași tată și să pleci după bărbat atunci când te-ai măritat, măi. Să lași tot ce ai avut, casa în care ai crescut, să pierzi viața de copilă și a părinților. Dragi telespectatori, vă mulțumesc din toată inima că ați urmărit emisiunea Ora Veseliei, Ora Bunei Dispoziții. Vă aștept din nou cu mari surprize săptămâna viitoare. La revedere! Săracul bărbatul meu.